Frate Titus, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea Bisericii, dacă din dragoste ei în căsătorie pe sora Cătălina. Da, din dragoste curată. Te întreb de asemenea dacă ești hotărât să-i fii credincios, la bine și la greu, în sănătate sau în boală, la bogăție, sărăcie, cât timp vei trăi pe acest pământ. Da, până la sfârșitul vieții pe acest pământ. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Cătălina, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Bisericii, te întreb dacă, din dragoste curată, ești gata să spui da, căsătoriei cu Titus? Da, din dragoste curată. Dacă ești gata să fii supusă Domnului și Lui, în toată curăția, mântul cu credincioșie, până la moarte. Da, până la moarte. Domnul să binecuvânteze acest dar al tău. O să vă rog să citiți unul altuia și după ce citiți, o să vă rog să puneți și verighetele. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu, Titus, te iau pe tine, Cătălina, să fii soția, lăsându-i pe ceilalți și alipindu-mă numai de tine, prin credincioșie. Prin harul lui Dumnezeu, promit să continui să mă încred și să-L prețuiesc pe Hristos, prin credință, găsindu-mi bucuria supremă în El. Să te iubesc așa cum Hristos își iubește Biserica, dându-se pe sine însuși pentru ea, pentru ca să fii sfințit. Să te curăți prin spălarea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a te înfățișa înaintea Lui Sfântă și fără pată. Să îngrijesc pe tine și să te prețuiesc ca pe mine însumi, pentru că suntem un singur. Să laud adesea calitățile tale evlavioase, pentru că ele sunt mai de preț decât diamantele și sunt sursa frumuseții tale. Să te onorez în toată vremea și în toate circunstanțele, la bine și la greu, în bucurie și în durere, în sănătate și în boală, în bogăție și în lipsă, în așa fel încât rugăciunile mele să nu fie împiedicate de păcat. Să fiu blând cu tine și nu aspru. În umilință să te consider mai presus de mine însumi și, de aceea, să caut nu doar interesele mele, ci și pe ale tale de asemenea. Să fiu întotdeauna captivat de farmecul tău și copleșit numai de dragostea ta. Să recunosc că cea mai mare problema mea este propriul meu păcat, mărturisindu-mi îndată păcatele și iertându-le pe ale tale în mod complet, așa cum am fost și eu iertat de Domnul Iisus. Să port grijile tale împreună cu tine în rugăciune, să fiu răbdător și plin de bunătate cu tine, să nu fiu supărășos și plin de resentimente față de tine, să îndur, să cred, să nădăjduiesc, să sufăr toate lucrurile cu tine și pentru tine, până când moartea îi va despărți. Așa se numească Dumnezeu. Amin. Cu ajutorul Dumnezeu, eu, Cătălina, te iau pe tine, Titus, să fii soțul meu, lăsându-i pe ceilalți și alipindu-mă numai de tine prin credincioșie. Prin harul lui Dumnezeu, promis să continui să mă cred și să-L prețuiesc pe Hristos, prin credință, găsindu-mi bucuria supremă în El. Să te iubesc și să mă supun ție în toate lucrurile, așa cum Biserica se supune lui Hristos. Să te respect, să te încurajez, să te sfătuiesc și să te susțin pe tine ca un ajutor potrivit care îți face bine și nu rău în toate zilele, în așa fel încât să fie un pom sădit lângă izvoare de apă care își dă rodul la vremea Lui, ale cărei frunze nu se veșteșesc și care prosperă în tot ce face. Să mă împodobesc cu inima evlavioasă, care este mai de preț decât diamantele și care este sursa frumuseții mele. Să te onorez în toată vremea și în toate circunstanțele, la bine și la greu, în bucurie și în durere, în sănătate și în boală, în bogăție și în lipsă. În umilință să te consider mai presus de mine însă și de aceea
doar interesele mele, ci și pe ale tale de asemenea. Să fiu întotdeauna captivată de farmecul tău și copleșită numai de dragostea ta. Să recunosc că cea mai mare problemă a mea este propriul meu păcat, mărturisindu-mi îndată păcatele împotriva ta și iertându-le pe ale tale în mod complet, așa cum am fost și eu iertată de Domnul Iisus. Să port grijile tale împreună cu tine în rugăciune. Să fiu răbdătoare și plină de bunătate cu tine. Să nu fiu supăricioasă și plină de resentimente față de tine. Să îndur, să cred, să nădăjduiesc, să sufăr toate lucrurile cu tine și pentru tine, până când moartea ne va despărți. Așa să ne unească Dumnezeu. Amin. Ridicăm cei doi vor genunchea și Fratele Nestor să ne rugăm cu voce tare cu toții lucrurile noastre ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. În aceste momente solemne te rugăm să binecuvântezi legământul sfânt al căsătoriei între Titus și Cătălina, ci să pecetuiești dragostea lor cu dragostea ta cerească, prin Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, care ne-a făcut de cunoscut voia ta și numele tău sfânt. Să-i faci membri deosebiți ai bisericii tale în locul acesta și oriunde vor fi să răspândească mireasma lui Hristos ca și copii ai lui Dumnezeu. Încredințăm în brațul tău puternic toate dorințele și așteptările lor, toate nevoile lor și te rugăm să le porți de grijă. Te rog să fii cu ei și în încercările vieții și în necazuri, pentru că tu ai spus că în lumea aceasta vom avea necazuri. Ajută-i să le cântărească toate lucrurile în lumina cuvântului tău și să ia decizii înțelepte cu privire la viața lor. Dacă ai hotărât să aibă și copii, binecuvântează-le casa cu copii sănătoși și ajută-i să poată crește în frica lui Dumnezeu. Binecuvântează-le viața în continuu și ajută-ne ca împreună să fim toți cu tine la masa ta cea veșnică, la nunta lui Hristos în veșnicie. Amin. Doamne, ești sursa tuturor lucrurilor a vieții. Ești Creatorul binecuvântat în veci. Ești Cel în jurul căruia toate făpturile cerești cântă, laudă și te binecuvântează. Doamne, ești Cel care ai pricinuit acest moment și această bucurie pentru Titus, pentru Cătălina, pentru familiile lor și pentru Biserica întreagă. Mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru. Și înaintea ta stă plecați fiecare dintre noi, recunoscându-ne dependența față de tine, recunoscând nevoia pe care o avem să fim întăriți, să fim păziți, să fim păstrați și crescuți de tine în fiecare zi. Pentru această nouă familie, Doamne, cerem binecuvântarea ta. Sunt la început de drum și îți mulțumim că ai adus în drumul acesta al mântuirii. Mulțumesc că i-ai cercetat Duhul Tău cel Sfânt și sunt copii ai Tăi. Te rog, Doamne, cum i-ai însoțit până acum în această umblare, însoțește de acum împreună și mă rog să le fie al Tău. Și, Doamne, te rugăm să îi luminezi, să-i ajut să crească în cunoașterea Ta. Nimic nu aduce bucurie mai mare și binecuvântare mai mare decât cunoașterea Ta, cunoașterea Voii Tale. În felul acesta ei se vor așeza în Voia Ta, în locul potrivit și în locul în care îi vei binecuvânta. Mă rog ca gândurile tale să devină gândurile lor, voia ta să devină voia lor și bucuria ta să devină bucuria lor.
binecuvântează-le casa și, Doamne, nu lăsa pe cel rău să fure cuvântul, să fure timpul de rugăciune, de părtășie, lucrurile care le vor aduce viață și putere sufletească. Binecuvântează familia fiecăruia dintre ei și mă rog să le dai înțelepciune, să fie un sprijin, să fie călăuză, toate lucrurile prin care Tu hotărăști să-i călăuzești pe ei. Adun jurul lor oameni prin care să-i binecuvântezi și la rândul lor fă-i o binecuvântare pentru ceilalți. Și în această vreme grea, Doamne, mă rog să-i păzești de cel rău și să-i păzești de oameni răi. Păzește-i de influența cel rău și ajută-i, Doamne, să fie lumină și să fie sare acolo unde vor merge. Prin cuvinte, prin fapte, prin gândire, să răspândească mireasma plăcută a cunoașterii Tale și a prezenței Domnului Hristos. Numele Tău să fie slăvit, să fie onorat și binecuvântat în această familie și în această zi și în fiecare zi. Amin. Amin.